În seara aceasta, Raul și Stelian au avut câteva divergențe, dar nu se înțelegea ce spuneau, pentru că se auzeau la valierele lui Alexandru și altor băieți mai tare. Aceștia aveau o dilemă ce număr vor pune, ce lumânări vor pune pe tortul Alexei pentru că aveau 27. A fost ziua lui Alexandru și avea lumânările. Dar Alexia împlinește 21 și zicea să rupă cumva lumânarea, să fie 21. În schimb, băieții, cum spuneam, aveau ceva divergențe, zicea Raul că s-a mai potolit Stelian până să fi fost gala de vineri și era și el mai ca lumea, mai așezat iar acum, de când a aflat că rămâne în continuare în casa Mireasa este schimbat din toate punctele de vedere și a zis hai mă, lasă-mă că de când ai aflat că ești, că rămâi în casă, te-ai schimbat din toate punctele de vedere când a intrat Raul în casa Mireasa, știu că amândoi se înțelegeau destul de bine, dar uh, se pare că acele vremuri au cam apus.